Mami! Da, Mitica? Știi că acum începe școala și nu mi-am luat deloc haine noi? Auleu! Cum am putut să uit așa ceva? Ați uitat că trebuie să-i luați haine noi? Și la mine mai uită. La mine sper să nu o facă. Doamne, ce femeie poți să fii! Cum să uiți? Mitica, îmi pare foarte, foarte, foarte rău. Nu-i nimic, dar mai este ceva. Ce să mai fie? Nu mi-a luat nici măcar rechizite. Incredibil așa ceva! Copilul ăsta mâine începe școala și nu are rechizite. Mami, cum să uiți? Și la mine uită. Of, bine, mami, lasă că scriu și fără. N-ai cum. Mitica, mie încă nu vine să cred cum am putut să uit. Lasă, mami, că nu este prea târziu. Mâine începe școala și nu are nici haine noi și nu are nici rechizite. Mami, mai bine merg de la anul. Îți poate lua și mâine, nu înseamnă că trebuie să încep de la anul. Eu? De-abia aștept la școală. Da, așa am spus și eu cu facultatea. Eu n-am să merg la facultate. Pentru că nu o să poți. Nu de asta, dar eu știu deja ce se plec de la toate facultățile din țara asta. Haha, foarte amuzant. Mami, păi și ce putem să facem? Păi ce să facem, Mitica? Fugim mâine înainte de școală și îți luăm de toate. Mulțumesc mult, mama mea frumoasă. Uitați ce băiat bun am. În loc să se supere, el mă înțelege. El se bucură că nu merge la școală. Mitica, vrei la școală? Bineînțeles că vreau. Ce bine. Mai scăpăm și noi de tine. Ah, ce aș mai vrea și eu la școală. Da, îmi amintesc și eu când făceam școală. Odată am lisit de la extraterestră și... Ce este extraterestră? Păi cum este la noi limba română, acolo avem limba extraterestră. Ah, are logică. Ah, am înțeles și eu să am oră de română la școală? O să ai, da, o să fie pe lângă. La început poate, că după o să învăț eu. Nu este mereu așa. Tata mereu a fost pe lângă. Da, până la liceu. Asta explică multe. De asta ai ajuns tu să omor când taci. Măcar eu fac ceva util cu viața mea, nu ca Iulian. Mitica, dacă vrei să n-ajungi ca taică tu, du-te și învață la școală. Sau, dacă nu vrei să ajungi ca Iulian, eu nu omor când taci. Nu încă. Sunt locuri libere dacă vrei, Iulian. Nu, Doamne ferește. Dar de ce faci atât de urât? Gândacii sunt scârboși. Păi și ce altceva ai vrea? Avocat sau judecător. Păi te-am pus eu să te lași de facultate? Nu. Atunci gândaci scrie pe tine. Oh, în cazul ăsta cred că o să mă apuc iar. Apucă-te iar, ca să te lași din prima zi. Gândaci scrie pe tine. Ai mai spus asta, tată? Pe mine scrie avocat. Pe tine scrie repetent. Mami, ce e la repetent? Adică tu. Este ceva de care tu nu vei avea parte. Adică? Adică să repeți anul. Cine ar vrea să repete anul? Nu vrea nimeni, dar profesoara te lasă repetent dacă nu înveți și dacă nu-ți faci temele, pentru că e note mici. Auleu, asta înseamnă că va trebui să învăț. Te pot învăța eu. Tu nu ești la școală ca să mă poți învăța. Of, Mitica, dacă ai ști tu. Pentru voi cum a fost clasa întâi? Nu mai ții minte, dar știu că stăteam în ultima bancă. Fraierii stau în ultima bancă. Ah, deci ultima bancă este a ta. Nu, Mitica, dar va fi a ta. Eu voi sta în față. Adică în prima bancă? Nu, în aia stau elevii. Păi și atunci? Eu voi învăța elevii. Pentru mine clasa întâi a fost puțin urâtă, dar m-am transferat la o altă școală de pe Marte și a fost mult mai ok. Mie clasa întâi mi s-a părut ca un an într-o țară străină. Adică cum? Adică totul străin. Poate vrei să spui toate clasele. Haha, foarte amuzant. Cred că are dreptate. Da, și eu. Când dacii te așteaptă. Hai mă, tată, termină. Păi ce altceva să faci tu dacă nu ai făcut facultate și nu ești bun la nimic? Gândaci! Aoleu, s-ar putea să aveți dreptate. Gândaci, Iulian, te așteaptă! Hai că și așa am nevoie de un partener. Mai bine mă apuc de facultate decât asta. Trebuia să te gândești mai bine înainte să te lași. Mami, ai să vezi că eu nu o să mă las și o să fac și facultatea. Mitica, să vedem cum te descurci tu în clasa 1. Mă voi descurca perfect. Tot așa am zis și eu. Auzi, bunico, ce mă fac dacă iau o notă mică? Fii acasă, înveți și o să iei o notă mai bună. Eu când luam o notă proastă mă bătea tata. Voi nu mă veți bate. O să-mi dați înghețată. Da, Mitica, ca să iei note mici intenționat, așa făceam și eu. Dar să știi că nu merge mult timp. Eu nu sunt ca tine. Nici nu ai putea. Dar sper să nu fiu. Nici eu. Nici eu. Nici eu. Ce are mă toată lumea? Nimeni nu vrea să ajungă ca tine. Da, dar de ce nu ca tata sau ca bunicul? Nu știu, întreabă-i pe ei. Știi ceva? Am să fac eu o schimbare. Să sperăm. Și tu ești de părerea asta, mamă? Păi, Iulian, nu că pe Iulian. Haide, spune-mi direct. Te-ai lăsat de facultate, puteai să fii altceva. Dar acum te iubesc așa cum ești. Vei lucra cu mine. Vei lucra ca tata. Pot să vă spun și eu ceva? Spune. Vei lucra cu tatăl tău. Serios? Toată lumea? E vina ta. Degeaba te super pe noi. Vă arăt eu că vă înșelați cu toții. Să sperăm, dragule, să sperăm. Mami, dar școala mea de ce este departe? Nici nu știu, sincer. Școala mea era la 3000 de ani de lumină și nu mă plângeam. Da, măi, bunico, dar aici nu suntem în spațiu. Tatăl tău știe la ce școală ești înscris. Tată, la ce școală m-ai înscris? Cum adică? Deja știu ce s-a întâmplat.
Școală? Eu înscris? Ce? Mama a spus că tu mai înscris la școală. Ce? Nu te-a înscris mama ta deja? Stai să vorbesc cu ea. Spune, mitică. Tata spune că tu trebuia să mă înscrii la școală. Stai, ce? Da, așa a spus. I-am spus foarte clar că el se ocupă de înscrierea ta. Of, istoria se repetă. Dacă vor face așa și cu mine, eu mă mut. Păi nu trebuia tu, dragă, să te ocupi de înscrisul băiatului la școală? Eu? Aduți aminte ce ai spus clar. Nu mai știu. Am spus clar că tu îl înscrii, iar eu merg cu el să iau rechizite și haine noi. Și n-ați făcut niciunul nimic. Ah, mi-am adus aminte. Uf, ce-a fost în mintea ta? Am crezut că deja te-ai ocupat tu de asta. Cum să uitați amândoi? Eu știam că așa se va întâmpla. Cum să uitați? Of, și eu am uitat și tu, bine? Stați așa puțin. Da, mitică, spune. Adică eu mâine nu merg la școală? Vedem noi cum facem cumva să vorbim cu școlile. Dar mâine trebuia să merg la școală! Ați uitat de el cum ați uitat și de mine. Și la Iulian ați uitat în clasa întâi. Lasă-mă, mitică, că nu are nimic. Te înscriem noi zilele astea. Cum adică zilele astea? Da, zilele astea, când avem timp, când ne amintim. Of, dar încercăm să facem tot ce putem. Dar eu vreau mâine. Îmi pare rău, dragule. Nu mă interesează, nu este vina mea. Parcă mi-e și milă. Ba nu, nu mi-e deloc. Mitică, înțelege că nu au ce să fac acum. O să încerc eu să mă ocup mâine dimineață și să rezolvăm situația. Dar bunicu, am așteptat până acum. Știu, dragule, știu. Și uite-te și tu, ei au uitat de mine. Tatăl tău a uitat ce era mai important. Și tu ai uitat în egală măsură. Dar așa mi-a spus și mie. Da? Da. Da, și eu țin minte. Nu m-ați înscris la școală, nu mi-ați luat nici rechizite, nici haine noi. Eram și noi ocupați cu altceva, îți dai seama că n-am făcut asta intenționat. Da, și cu mine acum la fel faceți. Vă știți cât de importantă era pentru mine? Hai, mitică, nu mai plânge. De ce? Amintește-ți mereu ce o să spun acum. Ah, și începe. Școala este ca viața. Câteodată cazi, dar doar cei puternici se vor ridica. Oh, mulțumesc mult de sfat, bunicule. Tu ești puternic sau? Sunt. Atunci, ridică-te. Mulțumesc mult, bunicule. Asta chiar a fost frumos. Tu, de când ești așa motivațional? Nu știu, dragă, vă rezemplu, mi-a venit așa. A fost mai frumos când a zis asta ăla din bătrân înțelept, actorul tău preferat. Ai văzut și tu replica foarte tare, nu? Știam că n-avea cum să spună bunicul treaba asta. Dar l-am ajutat, nu? Tu chiar m-ai ajutat, bunicule? Vedeți? Ce să vedem? Un bătrân urât? Nu doar asta. Voi l-ați dezamăgit și l-ați făcut să plângă. Dar eu, cu o singură replică dintr-un serial, uitați ce bine l-am făcut să se simtă. Mulțumim mult, bunicule. Acum vă rog să mă scuzați. Da, începe serialul Bătrân Înțelepți, episodul 6. Mitică, ne ierți pentru? Pentru că te-am lăsat fără școală și fără rechizite și pentru că probabil nu o să putem să te scriem anul ăsta la școală. De ce mi-ați amintit? Uite ce ai făcut! Hai, mitică, capul sus! Ai auzit ce au spus bunicu? Că poate anul ăsta nu o să merg la școală. Ba da, fii mence, îți garantez eu. Da, eu doar glumeam. Ha, 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 ce amuzant. Știu că nu glumeai. Ba da, mitică, glumea. Mama, recunoaște, tata glumea. Păi, Gata, mitică, uite, știi ceva? Dacă vrei, te înscriu la școala mea. Aș vrea, dar e de extraterestri și eu sunt doar un copil uman. Da, asta așa este. Gata, mitică, că nu-i capăt de lume. Hai să vezi că la anul o să plângi ca să nu mai fii la școală. Asta nu se va întâmpla. Crede-mă că exact asta am spus și eu. Dar îți mai spun încă o dată, eu nu sunt nici ca tine, nici ca nimeni. Are dreptate, Iulian. Am, nu? Nu e capăt de lume, ai răbdare. Cum să am răbdare că mâine trebuia să fiu la școală ca restul copiilor și eu nu o să fiu? Crezi că nouă ne convine? Și eu aș vrea să mai scap de tine. Răule, dar asta e situația. Mitică, acceptă că nu ai ce să faci altceva. Ba da, am. Ce ai să faci? Am să plâng. Mitică, uite, îți promit că mâine mă duc la toate școlile din lumea asta până îți găsesc una la care să te înscriu. Vei face asta? Shhh, da, dar ratez prima zi de școală! Doamne, n-am ce să fac cu copilul ăsta. Haideți să-l facem să se simtă mai bine. Ah, asta ar fi frumos din partea ta, Iulian, când plânge în cap atâta. Ah, știam că nu se poate să fii tu bun. Frate, eu nu mai pot de plâns, toți sunteți răi cu mine. Eu sunt? Da, mai ales tu. Habar n-ai ce pot face eu pentru tine. Dacă nu poți să mă duci la școală, atunci degeaba. Nu pot? Lasă-l, te rog, dacă l-amăgești și mai mult, o să plângă și mai mult. Da, lasă-l, te rog. Aveți încredere în mine. Am eu. Am nevoie de un calculator, de folie aluminiu și de un suc la plic.
am eu, uite aici. Acum, lăsați-mă singură. Ce credeți că face acolo? Are doar 5 ani. Nu e ca și cum vorbește cu președinții sau ceva de genul. Credeți-mă că nimic nu mai mă mire la fetița asta. Ce-ai făcut? Hai, spune. Ah, mitică, am vești bune. Da? Da? Ce vești? Da! Ce vești? Spune! Am apelat la pilele mele din guvern. Pile în guvern? Și de mâine poți să te duci la cea mai bună școală din țară. Oh, nu vine să cred! Mamă, tu vorbești serios? Chiar asta ai făcut tu? Da! Și ar trebui să ajungă formularul să-l semnezi în 3, 2, 1... Iulian, du-te tu! Una, una. Da, scrie clar, mitică. A fost acceptat la cea mai bună școală din lume și poate să înceapă de mâine. Doamne, nu vine să cred așa ceva! Yes! Te iubesc cel mai mult! Am făcut asta ca să nu ne mai plânge atât. Da, mie nu vine să cred nici măcar acum! Of, doamne, fetița noastră este un geniu! În sfârșit, cineva responsabil aici în familie! A fost floare la ureche. Mâine dimineața trebuie să luăm rechizite și haine noi. Asta era problema! Bine că am rezolvat cu școala! Bravo, echipă! Da, fugim noi dimineața! Ce-am ratat?